A fost o adevărată desfășurare de forțe la Neptun, la doar câțiva metri distanță de plaja prezidențială. Un tânăr de 24 de ani din București a intrat în apă împreună cu unchiul său, însă un val puternic i-a dezechilibrat și amândoi au căzut în mare. L-a dus valul, nu s-a găsit, încă ne caută scafandrii. Două ambulanțe deasupra când veneam și lumea care se uita spre mare strânsă și am înțeles că o persoană... Un bărbat sau nepot acolo. Nu, aici nu se respectă nimic. Aici face cine ce vrea. Toate că e roșu, nu ai voie să nu. Nu ai voie, dar intră fiecare pe răspunderea lui. Și uite ce s-a întâmplat. Catastrofe. Bărbatul de 50 de ani înecat să-și salveze nepotul, însă a fost în zadar. Curenții l-au tras în larg și nici salvamarii care au intervenit imediat nu au mai reușit să-l găsească. Marea foarte agitată. Nu chiar așa de mult cum sunt curenții. L-am văzut la suprafață când l-a adus valul, l-a dat peste cap, am fugit eu cu colegul meu și de acolo, când am ajuns noi, pensam că noi la el, l-am mutat valul undeva între 5 și 8 metri de distanță de noi. Imediat pe plajă au fost chemați scafandrii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Aceștia l-au căutat pe tânăr mai bine de 4 ore, iar o șalupă a Poliției de Frontieră a patrulat și ea în zonă în speranța că vor reuși să-l găsească. Este foarte agitată, vizibilitatea nu este ca să putem să-l găsim repede. De aproximativ o oră jumătate. Și niciun semn. Momentan niciun semn. S-a văzut. În larg odată a ieșit la suprafață, din păcate marea l-a băgat din nou. După mai bine de 4 ore, trupul tânărului a ieșit la suprafață. A fost văzut de un turist, iar scafandrii l-au adus în cele din urmă la mal. Medicii au constatat decesul sub ochii înlăcrimați și plin de durere ai tatălui și al iubitei. De la începutul verii, 19 persoane au fost victime ale unor accidente prin submersie. 5 dintre ele au murit. În cele mai multe cazuri, turiștii au ignorat steagul roșu arborat de salvamari și avertismentele de a nu intra în apă, ori de a se aventura în larg, mai ales atunci când valurile sunt mari și curenții puternici.